Bună ziua din nou tuturor. O să fim foarte aplicați și atunci am să-i dau cuvântul domnului ministru Boloș să înceapă dumneavoastră. Mulțumesc, domnul prim-ministru. Punctul de pe ordinea de zi va fi cel legat de situația apelurilor de proiecte pe care le avem de lansat în trimestrul 2, adică până la sfârșitul lunii iunie 2022. Noi transmitem la comisie constituită astăzi lista. Nu trebuie să le finalizăm, ci trebuie să le îndeplinim la fel, chiar dacă le avizăm ACI sau le avizează comisia. Motiv pentru care rostul întâlnirii noastre de astăzi este să facem în așa fel încât să rânduim lucrurile, să se întâmple, să avem apărurile finalizate.